Salut, sunt Cristian, bine ați venit la un nou tutorial în After Effects. Astăzi vreau să vă arăt cum vă puteți crea simplu și rapid un astfel de intro în care niște cuvinte apar, pop-up este acest efect. Apare prima dată între cuvântul Cristian Design sau voi ce cuvânt vreți să vă puneți, iar apoi pe rând apar cuvintele dintr-un text After Effects Tutorial și pe fundalul sonor ați auzit niște efecte audio, iar pentru cei care vor să își facă rost de aceste efecte audio, eu vă zic cum găsesc eu câteodată niște efecte audio. Pur și simplu mă duc pe YouTube și am scris pop-up sound effect și am luat să vedem care este pe acesta de aici, cred că este al treilea, da, pop-up sound effect. L-am la pe acesta, am copiat link-ul, deci dați copiați link-ul copii și intrați pe acest site, se numește keepvid.com, iar aici dați paste la link-ul de pe YouTube și apoi apăsați butonul de download. Trebuie să aveți Java on și vă va arăta, am dat un pic înapoi. După ce apăsați butonul de download, vă va arăta variantele pe care le puteți descărca atât video, cât și mai nou MP3. Și descărcați ca MP3 și vă folosiți apoi de acest fundal sonor pe care l-au auzit și la mine. Sunt, după cum vedeți, la fiecare cuvânt care apare, i-am pus acel fundal sonor pop-up MP3. Și cu asta, haideți să ne apucăm de lucru și mă vă duce, voi crea o compoziție nouă. Adică pe nu, new proiect, nu salvez și merg pe compoziție, new compoziție și îmi voi face o compoziție, în cazul meu, 1280x720 și durata va fi de 5 secunde și voi da OK. După ce ne-am creat această compoziție de 5 secunde, poate voi vreți și mai mult sau mai puțin, voi da clic dreapta aici jos, pentru că am spațiu și voi spune nu solid nou și voi scrie să am fundal la solid și îmi voi alege o culoare. Acum opțional fiecare și alege ce culori vrea, dar să țineți cont de anumit lucru, vă voi explica pe parcurs. Eu mi-aleg din nou acel bleu, nu mai știu dacă nimeni aceeași culoare și voi da OK. Mai creez sau duplic acest fundal 2 pe care pe al doilea voi da, îl creez sectat, apăsați asta Enter și voi scrie mask. Deci de v-am zis să țineți minte ce culori vă alegeți să fie întotdeauna la fel, pentru că acum ne vom selecta această Rectangular Tool și vom activa Title and Action Safe, pentru că vreau ca la mijloc să creez o mască. Voi crea această mască la mijlocul compoziției unde se apară textul. Vreau să ascund un pic pentru a vedea ceea ce se întâmplă aici și vom lăsa masca jos și voi bifa această căsuță invert, deoarece aș dori ca să mi se vadă doar aici și în exterior să fie ascuns. Deoarece voi pune textul sub mască și iar apoi îl vom anima să vină în partea de sus. Și pentru că avem două layere de aceeași culoare, când îl activez și cu acest layer de sus, nu se mai vede acel negru unde era masca. Vom lua un altă de mișcare, asta v-am explicat doar așa pentru a vă înțelege mecanismul acestei animații. Vom lua un altă de text. Și la început, cum aveam eu trecut, voi scrie Cristian Design. Voi automat vă voi spune ceea ce doriți. Acum nu se vede animarea, deoarece textul meu este deasupra celor două layere. Dacă voi pune textul între cele două layere, observăm că nu se mai apare și dispare când îl ducem în partea de sus. Îl centrăm textul să fie pe mijloc,
De aceea am adus și Title and Action Safe. Știm că la mijloc este această mască și vom apăsa P de la poziție pentru a anima poziția textului. Mă duc înainte o secundă și bifez, am aici în partea de jos, ceasul, pentru că vreau ca la o secundă textul meu să fie în această poziție și bifez ceasul. Iar apoi, dacă apăsăm Page Up o dată de două ori, de trei ori, ne va duce câteva frame-uri înapoi. Deci Page Up. Și pentru că am apăsat deja ceasul de la poziție, selectez textul, țin Shift apăsat și voi trage în jos până când textul meu nu mai este acolo. Și acum observăm că ne apare textul, avem acest pop-up. Mă duc înainte, spre exemplu, vreau ca să stea pe centrul textului aproximativ, eu știu, 2 secunde și jumate până la secunda 3 sau până la secunda 2, să spunem, să stea o secundă. Mă apropii, la secunda 2 m-am oprit și în partea din stânga avem acest romb. Bifăm rombul deoarece ne mai adaugă o cheie corespunzătoare poziției la care se află acest text. Nu apăsăm ceasul. Și la fel, apăsând de data aceasta pe aici, de o dată de două, de trei ori, ne va duce trei frame-uri înainte. Selectăm textul cu mouse-ul, ținem Shift apăsat și îl tragem în partea de sus, până când dispare de tot. Iar acum, dacă vom selecta aceste toate key frame-uri, vom da click dreapta, keyframe assistant, easy, ease. Iar acum, observăm, avem această mișcare, apare, putem să tragem și de această bară cu mouse-ul exact până în momentul în care se termină animația noastră și să dăm un RAM preview pentru a observa în timp real animația noastră. Și dacă ni se pare că apare prea rapid, vom da un click în exterior și atunci vom îndepărta cheile acestea din stânga, le îndepărtăm un pic una de alta pentru a avea o animație mai lentă. Bun, până acum sunt foarte mulțumit. Și vom trece să animăm și celălalt cuvânt After Effects Tutorial sau orice alt cuvânt format din mai mult de două cuvinte pentru a anima apariția acestora. Selectez, vreau să mai întâi să pun textul deasupra pentru a vedea ceea ce scriu. De aceea am dat un click pe layerul de deasupra mască și voi scrie aici, cum am zis și în intro, After Effects Tutorial. Voi vă puteți spune ce text vreți voi. Apăs S de la scală pentru că vreau să-l mai micșorez, pentru că este prea lung. Iar apoi iau unealta de mișcare și îl aranjez să fie în mijloc. Și după aceea îl voi trage să fie și el între cele două laiere albastre, deoarece acum dacă vrem mișcăm de el, observăm că dispare. Ne aflăm cu el în centru aici, să se vadă, și doresc ca el oricum, textul meu nu mă interesează, apare Cristian Design și când dispare, cam de pe aici să înceapă și efectul lui de apariție și atunci atrag în linia timpului de această bară în dreapta, deoarece de aici încolo mă interesează, deci înainte să fie dispărut. Și apare textul meu After Effects. Din acest moment, las în jos această săgeată, acest meniu și am aici Animate. Dau click pe această săgeată Animate și aleg poziție. Și la poziție am aceste două cote. La cea din dreapta, dacă trag înspre dreapta de ea, observăm că textul nostru se duce în jos și începe să dispară și trag de el până când nu se mai vede deloc. Deci el este neapărat mult. Și apăs, acum mă duc la Range Selector și bifez Start. Dacă mă voi duce pe Advanced, am aici la Base Zone, caracter, asta înseamnă caractere, adică fiecare literă și vreau să îmi apare pe cuvinte și voi bifa cuvinte, iar la uniți voi bifa să fie index. Iar apoi dacă mă voi duce de la secunda 2 să zicem până la secunda 4 și voi
trage înspre dreapta până mi-a apărut cu tot cuvântul. Dacă vom merge în timp, observăm că mi-apar cuvintele unul câte unul, unul după altul. Putem să punem, m-am dus până la sfârșit aici unde mi-a apărut și aveam 6, putem să punem 4, nu neapărat 6. Și așa animăm un text să ne apară pe cuvinte. Dacă bifam pe caracter, ne apărau literele unul după altul. Iar acum, pentru că am prea multe meniu prea mare aici, dacă voi apăsa Run Preview, observăm ce animare am creat. Și dacă vi se pare că apariția celor trei cuvinte este prea lentă, apăsăm cu textul After Effects selectat, apăsăm U să ne apară cheile și mai putem să tragem dinspre dreapta un pic mai în față, mai spre stânga, de fapt, în ea timpului. Selectăm și aceste două chei, dăm click dreapta, keyframe assistant, easy is. Dacă dăm un Run Preview, acum cuvintele After Effects Tutorial ne apar mult mai repede. Nu rămâne de făcut altceva decât să vă aduce și acele sunete pentru care v-am zis mai devreme pop-up pentru a anima un efect sonor cu un efect vizual. Pur și simplu, dar ți-l dăm, am și programul cu care filmez, tragem de acest fișier MP3 în After Effects, iar apoi îl tragem de desubt să-l avem și îl, în primul și în primul rând, apăs U să-i văd cheile de animare și acestui text Christian Design și mă duc în unde apare el. Și după aia putem să apăsăm Ctrl și D să duplicăm acest efect și să mergem în timp când apar și celelalte trei cuvinte și le punem, mergem și observăm, apare primul cuvânt cam pe aici și pun sunetul. Apăs Ctrl și D pentru a duplica, mă duc un pic în ea timpului, văd că apare și After Effects și pun sunetul pe undeva pe aici. Și încă o dată apăs Ctrl și D la duplica și mă duc în ea timpului când apare și celălalt sunet și le pun aici. Iar acum le am pe toate cu efect sonor și vă puteți pune pe fundal de desubt și eu o altă melodie, cum ați auzit la mine, cum ați văzut în intro-ul meu. Vom crea un layer nou deasupra tuturor, deci selectez layer-ul mască și mă duc pe layer new solid și de data aceasta voi scrie Vighi pentru a ce am în acest layer și voi schimba din negru să am culoarea, din culoarea albastră să am culoarea neagră, deci scuze, mă grăbesc un pic, iar apoi sus selectez să am elipsa, cu layerul Vighi selectat dau un dublu click pentru a crea o mască ovală și bifez să fie invers, iar apoi măresc foarte mult, undeva la 300, 200 și ceva, 300 de pixel acest feather pentru a crea această vinietă de jur împrejur. Dau un click pe layerul mască, țin shift apăsat și dau un click și pe layerul fundal pentru că vreau să le fac pe toate 3D. Dacă nu vă apare acest meniu, apăsați toggle switch și vă apare acest meniu de 3D sau F4, apăsați și bifați cubul corespunzător meniului 3D pentru acestea, în afară de vinietă. Deci am făcut acest lucru deoarece acum voi merge și voi deasupra. Am luat layer-ul mască și mă duc pe layer și voi da new și voi selecta cameră, voi da OK. Camera se aplică layer-ul 3D, de aceea le-am făcut 3D pe aceasta și bifez, dau jos meniul camerei și mă duc pe camera option și dau un click la început, sunt la început în timp și dau click pe zoom și mă voi duce undeva să am text, să vedem After Effects tutorial. Și voi trage spre dreapta să măresc zoom-ul cam așa, iar apoi trag de această cheie nou creată și o duc la sfârșit, iar apoi selectez cele două chei, dau click dreapta keyframe assistant easy ease și închid meniul de la cameră să nu am această așa de lung, iar apoi, după cum puteți observa, dacă ne vom mișca în linia timpului, apare
ultimul text și camera dă un zoom, dispare și apar părând After Effects Tutorial și camera continuă să meargă cu zoom-ul până când se încheie filmul nostru. Cum v-am mai zis, vă puteți pune și un fundal sonor de sub pentru a avea, cum ați auzit la mine și ați văzut în intro acestui tutorial. Și cu asta s-a încheiat. Vă mulțumesc că ați urmărit tutorialul meu. Aștept comentariile voastre cu privire la tutorial dacă v-a fost util sau dacă nu ați înțeles anumiți pași pe care i-am parcurs în acest tutorial. Îmi scrieți și eu vă voi răspunde pentru a vă ajuta să terminați ceea ce ați început. Cei care sunteți noi și urmăriți pentru prima dată tutorialele mele, am să vă rog să dați subscribe pentru a fi la curent cu toate tutorialele pe care le abordez în fiecare săptămână. Și nu uitați să apăsați butoanele like și share pentru a mă sprijini și încuraja în ceea ce fac. Încă o dată vă mulțumesc că ați urmărit tutorialul meu. Vă urez succes în proiectele voastre. Până data viitoare, să ne auzim sănătoși. La revedere!